Salutare tuturor, Emil aici de la Electroprofesional. Astăzi suntem la H-Smart, la atelier. La Bărboș. Da, la Bărboș, cum zice domnul Eftimie. Așa l-am botezat. Da? Da. Păi văd că v-ați bărberit. Nu e în dragul meu, mai e doar tunsă. Am înțeles. Toate este un tablou foarte interesant pentru o hală, din ce am înțeles de la Vasi. Și survine aici o situație la acest separator. Cu ce îl strângem? O, venit Emil de la Timișoara să ne ajute. Zic, Emil, da. Tu ai vino cu aia că nu putem strânge. Da. Și Viha s-a gândit să ne ajute. Da, și Viha s-a gândit să ne arate cum se face o treabă ca lumea. Scrie pe ele că trebuie strânse la 5 N, deci trebuie să respectăm ce zice producătorul. Și ca să strângem cum trebuie un șurub, avem nevoie de o jucărie dinamometrică. Aici o setez pe cât ai nevoie, nu știu dacă se vede. E cu o lupă, nu cred că o să se vadă. Dar e setată la 5 N. Pur și simplu îi pui frumos bitul. Și strângi. Izolată la 1000 de volți. Nu lucrați sub tensiune dacă puteți. Sunt situații în care ești obligat să lucrezi sub tensiune. Iar scula trebuie să fie izolată. Mai rar, mult mai rar. În general, da. Tensiunea poate fi oprită, dar da, pur și lumea simplu, mai uită. Asta las cam scule izolate. Pur și simplu strângem. Și când, ca să nu rupem șurubul, că mai e cât un meltan din ăla cu mână grea, strângi. Gata, am ajuns la 5 N. De asta este recomandat ca să lucrezi profi, trebuie să ai scule dinamometrice ca să nu strici șuruburile. Nu numai să nu strângi șuruburile, să fii sigur că ai un contact ferm, ai un contact strâns la un moment recomandat de producător. Acum să discutăm și faptul că momentul pe care îl găsim întotdeauna pe echipamentul electric este maximum. Nu obligatoriu să strângem la acel moment. Un pic sub, întotdeauna. Da? Dar în zona alăturată. Adică dacă întâlnim un 5 Nm, noi trebuie să strângem la un 4-7 până într-un maxim 4-8. Da? Eu întotdeauna așa procedez. La ETI la fel, de 3 Nm. E maximum. La 3 Nm când strângi, începe să desfacă protecția în două. În momentul acesta, noi avem contacții strânși exact conform fișei tehnice, exact cum spune producătorul. Dacă nu am avea așa ceva, nu mai avea de unde să știi dacă este strâns suficient de bine sau nu. Noi știm că sunt niște scule nu tocmai ieftine, dar ca să faci o lucrare așa cum trebuie și să fii sigur pe ce ai făcut, oricât de experimentat ai fi, o sculă dinamometrică, că e șurubelniță, că e cheie, ea știe cel mai bine când este făcută treaba ca lumea. Ea, ca și sculă intrinsecă, e foarte, foarte ergonomică, îmi place teribil. Și faptul că este mânerul acesta în T îți conferă în momentul strângerii șurubului o și mult mai mare forță, dar și un mare confort în mână. Da? Dacă strângem la cei 5 Nm cu o șurubelniță cu mânerul rotund, de exemplu, cum avem pe șurubelnița BH, efortul este mult, mult, mult mai mare. Da? Da. Pe când așa cu T-ul este super este mult mai ergonomic. Ușor. Deci aici, când îl strângi, stați să dau mai în spate să se vadă. În momentul când strângi șurubul, uitați-vă, acum fiind setată la 5 N, două degete sunt suficiente. Cu o șurubelniță la 5 N, trebuie să pui două mâini pe ea ca să poți să strângi. Dar cel mai bine este că toți suntem la capitolul ăsta, nu sunai tu acum, este pentru a exemplifica folosirea șurubelniței, cum avem la îndemână, Emile. Da. Și poate chiar în cadrul o și reglezi, o și... Da? O ai la îndemână, facem un... Da, schimbăm doar bitul. Da. Și să vedem cam ce efort ar însemna să strângi cu șurubelnița la 5 Nm. Cred că va trebui să căutăm un șurub cruce, dar mi-e frică să nu rup bitul, pentru că nu am... Cred că are Vasi în cutia lui.
hexagoane pentru asta? Din păcate nu am eu la mine. Dar... Unde are trusa lui cu hexagoane? Dar, uite acolo. Sigur, are că i-am spus eu. Deci hai să o setăm la maxim. E un impuls de cât? 4-2. Impuls de, imediat îți spun, 4 mm. De 4, nu? Deci șurubul este de 5. Da. Unde zici că e? 5 N. Deci am setat șurubelința la 5 N. Avem și biții. Da? Ăsta e mare de 5. De 4 nu am luat. Deci nu pot să cred. Vezi că mai este, cred că, un set. Păi da, este. Doar două. Sunt două, dar nu are decât... Minunat. Decât de 5, nu are 4. Jucăria asta vine cu foarte multe tipuri de capete. Putem utiliza pe ea acest bit care ne permite să folosim chei izolate 1x4 cu acel T. Sau putem utiliza unul dintre biții aceștia, care sunt imbusuri și torxuri, de toate mărimile. Când avem ceva mai slim de strâns, folosim șurubelnița. Eu, de fapt, doar șurubelnița o putem folosi până în 5 N, să zicem așa. Când avem nevoie de ceva mai strong, avem varianta aceasta, T-ul. Dinamometric de la 5 la 14 și dacă totuși avem nevoie de o cheie pentru un șurub mai serios, putem folosi varianta aceasta care merge de la 5, din câte știu, hai de macro, folosim așa în zoom. Care merge de la 5 până la 25. După cum puteți vedea aici. Deci în funcție de ce avem de strâns, avem unelte pentru orice. Bineînțeles, există chei care strâng și la mai mult de 25 de newton, dar nu prea ne trebuie cheia atât de mare. Aici avem un pătrat 3x8. Dar dacă tu, să zicem că ai un set de chei 1x4, poți să cumperi un adaptor. Pur și simplu bagi aici și poți utiliza chei 1x4. Și din acest motiv avem nevoie de aceste jucării. Sper că v-a plăcut prezentarea de astăzi. Rămâneți aproape că avem o grămadă de proiecte în desfășurare și o grămadă de filmulețe pe care trebuie să le filmăm și până una alta ne vedem la filmulețul următor.